De asemenea, un om de afaceri important din Republica Moldova, domnul Jumlor, a murit după ce avionul de mici dimensiuni pe care îl pilota acesta s-a prăbușit pe acoperișul unei clădiri situate în localitatea Vadului Vodă, în apropiere de Chișinău. Pompierii sosiți la locul accidentului au descoperit cadavrul carbonizat al pilotului după ce au stins incendiul evident declanșat în urma prăbușirii aeronavei. Presa din Republica Moldova scrie că pilotul este Alexander Kos, președintele Asociației Investitorilor Străini, unul din între membrii conducerii de altfel unei companii producătoare de zahăr. Acesta a zburat la bordul unui aparat ultra ușor, de altfel aeronava era înregistrată în Germania, iar autoritățile au deschis acum o anchetă pentru a stabili evident cauzele și circumstanțele în care s-a produs acest accident.